În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, preiubiții mei, Părintele Paroh Alexandru fiind încă în țară, la oaltă cu toți cei ai casei sale, am revenit la Oslo, nu înainte de a poposi în orașul Sfântului Olaf, în Trondheim, unde am săvârșit Dumnezească liturghie vineri la prăznuirea sa, pe câmpia de la Sticlestad, acolo unde a primit moarte mucenicească, și totodată m-am bucurat de împreună comuniune cu frații de credință de foarte multe naționalități care s-au adunat la sinaxele euharistice de la Trondheim și de la Sticle stat. Totodată l-am cununat pe tânărul Thomas, un norvegian convertit la ortodoxie cu aleasa inimii sale și pe acesta să-l pot pregăti și pentru Dumnezeu, altar mai întâi ca diacon. Așadar, crește comunitatea noastră Euharistică și ne bucurăm că astăzi, iată, Toma, un alt norvegian, a fost îmbrăcat în Hristos, împreună cu copilașul Matias, din comunitatea noastră Euharistică. De fiecare dată când vin la Oslo și în celelalte comunități Euharistice, mă bucur cu bucurie mare atunci când îi îmbrac în Hristos pe cei mici, dar și pe cei mari, adică și pe prunci, și pe adulți. Și bucuria parcă este și mai mare atunci când îi aducem la Hristos pe adulții care sunt departe de El, care sunt în întunericul necunoștinței. Iată, aceștia se luminează, se bucură împreună cu toți sfinții luminători ai acestor ținuturi scandinave, a căror Viață și acatiste le-am adunat cu darul preamilosivului Dumnezeu și mă pregătesc în curând să le tipăresc și o carte. Va fi o carte dedicată tuturor sfinților care au odrăzlit în Scandinavia în primul mileniu. Lucrez de mai mulți ani la această carte. Am adunat din cronici foarte multe date, dar și din mărturiile fraților noștri ortodoxi și scandinavi fiind și la locurile în care au odrăzlit și s-au proslăvit acești sfinți, am cules tot ce se putea culege și mai cu seamă minunile pe care neîncetat le săvârșesc într-o mijlocirea lor o pentru mântuirea sufletelor noastre. Sfinții din Scandinavia, alături de ceilalți sfinți ai Ortodoxiei, au săvârșit și săvârșesc multe minuni cu darul și puterea preasfintei și de viață făcătoarei trei. Așadar, ne bucurăm, iubite frate și iubite soră, și ne întărim duhovnicește și prin cuvântul care s-a citit acum din Dumnezeasca Evanghelie după Matei, în această duminică a șaptea după Rusalii. Am văzut cum Mântuitorul Iisus Hristos a vindecat doi ori pe care cu o sârdie îi cereau ca să le redea vederea. Nu știm dacă ei au fost ori din naștere, nu știm acest lucru, însă amândoi erau nevăzători și mergeau în urma Mântuitorului Iisus Hristos rugându-L cu o sârdie. Fiulea lui David, miluiește-ne, ajută-ne, tămătuiește. ne Și după ce Domnul a intrat în casă, aceștia au mers după el și i-a întrebat, credeți că eu pot să fac aceasta? Și ei... Cu multă credință, au mărturisit, da, credem că ne poți tămădui Și le-a spus Domnul, după credința voastră fie vouă și în clipa aceea s-au deschis ochilor. Și-au și -au redobândit vederea. Dacă erau din naștere sau nu erau din naștere, nu știm. Știm despre orbul acela care era ori din naștere și ucenicii au purtat un dialog cu Mântuitorul Isus Hristos și Domnul a la a arătat faptul că nici orbul nu a greșit cu ceva și nici părinții acestuia, ci s-a născut orb ca să se arate prin el lucrarea și puterea lui Dumnezeu. Iată și prin acești doi orbi s-a arătat puterea și lucrarea lui Dumnezeu. Totodată, fiind în casă Mântuitorului Iisus Hristos, au adus la el și un mut care era demonizat. Deci, Muțenia nu este doar un defect fizic, ci poate fi și unul duhovnicesc, unul sufletesc. Acesta fiind demonizat, nu putea să vorbească. Satana i-a stupat gura și l-a lipsit de grai, l-a lipsit de voce. Și Domnul Iisus Hristos, mai întâi l-a vindecat de demonul care îl stăpânea, l-a scos afară pe demon și mutul și a recăpătat glasul, a început să vorbească. Mulțimile aduceau slava tot milostivului Dumnezeu, însă fariseii, învârtoșați la inimă, au început să cârtească, acuzându-l pe Mântuitorul Iisus Hristos căci cu Domnul demonilor, cu Beelzebul, scoate demonii. Însă aceasta era stratagema fariseilor și cărturarilor. Aceasta era stratagema vrăjmașilor Mântuitorului Iisus Hristos, văzând că nu mai puteau față, nu mai puteau face față în, înaintea evidenței, înaintea minunilor, care erau atât de evidente, au recurs la această stratagemă la care recurg până astăzi vrăjmașii Domnului Dumnezeului nostru, calomnierea, compromiterea, hula, Iată, aceștia au început să hulească și să-L acuse pe Mântuitorul Iisus Hristos, căci cu Domnul demonilor îi scoate pe demoni. Însă care a fost răspunsul Domnului? Cum a reacționat Domnul? A mulțit binele nu i-a luat în seamă, nu s-a potignit. A mers înainte și ne spune Evanghelistul Matei, propovăduia Evanghelia Împărăției, tămânduind toată boala și neputința în popor. Deci și Domnul nu s-a mâhnit, nu s-a descurajat, ci a mulțit binele, vindecând neputințele și bolile oamenilor. Așadar și noi, iubite frate și iubite soră, atunci când vădita nerecunoștință și răutatea demonică se manifestă asupra noastră, nu trebuie să ne descurajăm, nu trebuie să ne poticnim, ci trebuie să mergem înainte asemenea Mântuitorului Iisus Hristos și să semănăm neîncetat binele celor care ne răsplătesc cu hulă și calomnie. Nu trebuie să-i urâm, noi trebuie să iubim, nu trebuie să ne descurajăm, ci noi trebuie să mergem pe calea cea dreaptă. Iar această cale este calea mântuirii. Iar a merge pe calea mântuirii înseamnă a ierta și a iubi. Însă Mântuitorul Iisus Hristos, văzând că ei insistă acuzându-L, atunci când vindeca pe demonizați, căci îi scoate pe demoni cu Belezebul, a dat o replică extraordinară, nu pentru el, ci pentru a-i lămuri pe cei mulți. Fiindcă tot evanghelistul Matei, cu câteva capitole mai încolo, Evanghelia, care s-a citit acum la ca liturghie, este relatată în capitolul 9, însă mai încolo vedem, în capitolul 12, cum Mântuitorul Iisus Hristos a vindecat un demonizat orb și mut. Acest demonizat era orb și mut. Deci satana nu doar că i-a luat graiul, ci i-a luat și vederea. Și suferea din cauza acestei posesiuni diavolești. Și l-au adus iarăși la Mântuitorul Iisus Hristos pe acest demonizat orb și mut și Domnul Iisus a scos demonul din el și și-a recăpătat vederea și graiul vorbea și vedea, iar mulțimele iarăși se mirau zicând, nu este oare acesta fiului David, însă fariseii care erau acolo ca să-i descurajeze pe oameni, să-i tulbure, să-i de să determine, să se îndepărteze de Mântuitorul Iisus Hristos, cu orice chip, îl acuzau pe Mântuitorul Iisus Hristos, hulind că acesta scoate pe demoni cu belzebul, adică cu căpetenia demonilor. Iar Isus le-a zis, și nu parafrazez acum, ci doresc să citesc chiar din Dumnezească Scriptură, ce le-a zis acestora. Orice împărăție, a spus Domnul, care se dezbină în sine, se pustiește. Orice cetate sau casă, care se dezbină în sine nu va dăinui. Dacă satana scoate pe satana, s-a dezbinat în sine. Dar atunci, cum va dăinui împărăția lui? Și dacă eu scot pe demoni cu Belzebul, feciorii voștri cu cine îl scot? De aceea ei vă vor fi judecători. Iar dacă eu cu Duhul lui Dumnezeu scot pe demoni, iată a ajuns la voi împărăția lui Dumnezeu. Cum poate cineva să intre în casa celui tare și să-i jefuiască lucrurile dacă nu va lega întâi pe cel tare și pe urmă să-i prade casa? Cine nu este cu mine este împotriva mea și cine nu adună cu mine risipește. De aceea vă zic, orice păcat și orice hulă se va ierta oamenilor, dar hula împotriva Duhului nu se va ierta. Celui care va zice cuvânt împotriva Fiului omului, se va ierta lui, dar celui care va zice împotriva Duhului Sfânt, nu-i se va ierta lui, nici în viacul acesta, nici în cel ce va să fie. Fariseii și cărturarii, iată, huleau împotriva Duhului Sfânt. Acest păcat este de neiertat. Această hulă împotriva Duhului Sfânt este de neiertat, fiindcă. Mântuitorul Iisus Hristos cu Tatăl și cu Duhul Sfânt una sunt, iar Duhul Sfânt este Duhul adevărului și este, este Dădătorul de viață. Așadar, hula împotriva Duhului Sfânt este păcatul împotriva adevărului și a vieții pe care l-au săvârșit cărturarii și farizei și să ne ferească Domnul Dumnezeu de acest mare păcat de această hulă împotriva Duhului Sfânt, fiindcă aceasta înseamnă nebunească răzvrătire a făpturii împotriva făcătorului, nebunească răzvrătire a omului împotriva creatorului său, împotriva a tot milostivului Dumnezeu. Așadar, iubite frate și iubite soră, să avem credință și într-un gând să-L mărturisim, pe Domnul nostru, care este milostiv și grabnic ajutător și ne luăm în ajutor, ne luăm ca, ca sprijinitor astăzi la prăzunirea sa pe Sfântul și Dreptul Iosif, cel din Arimatea. Iată, suntem în ultima zi a lunii iulie, când se face și prăznuirea Sfântului și Dreptului Iosif din Arimatea. I-am dedicat pe de o parte dreptul Iosif din Arimateia, care i-a dăruit mormântul său nou, Mântuitorul Iisus Hristos și l-a coborât împreună cu Nicodim, cu celălalt sfetnic, ucenic în taina al Domnului, l-a coborât de pe cruce, la oaltă cu mironosițele, cu Maica sa preasfântă și l-a înfășurat în giulgiu de in, curat și l-au așezat în mormântul pe care el însuși l-a pregătit săpat în stâncă. Așadar, are îndrăznire înaintea Mântuitorului Isus Hristos, la oaltă cu celălalt Iosif, logodnicul, cel care a avut grijă de Mântuitorul Isus Hristos în pruncia și copilăria sa. Acestor doi Iosif, logodnicul Fecioare Maria și cel bun cu, chi, cu chipul din Arimatea, le-am dedicat și eu o rugăciune în cartea de rugăciuni Episcopie noastre a Europei de Nord. Ei au multă îndrăznire înaintea Domnului, fiindcă au fost cu El și Domnul a fost cu ei și rămâne cu ei. Ne aducem aminte de celălalt bătrân temător de Dumnezeu care l-a primit pe brațele sale, Simeon, care de asemenea are mare îndrăznire înaintea Domnului. Ne aducem aminte cum Petru Atonitul, care era în primejde de moarte înainte de a deveni călugăr s-a rugat cu o sârdie. Sfântul era Nicolae să-l ajute, era în închisoare, era întemnițat acolo, era pus în lanțuri și în obezi. Și Sfântul Nicolae s-a arătat și a zis, te ajut, dar mai multă întrăznire decât mine are dreptul Simeon, cel care l-a primit pe brațe, pe Mântuitorul, cere și lui ajutorul și a cerut ajutorul și împreună cei doi sfinți, Simeon, văzătorul de Dumnezeu și Nicolae al Mirorlichiei, au mijlocit pentru tânărul Petru și a fost izbăvit de temniță grea, iar el a devenit unul dintre primii nevoitori în muntele Atos. Așadar, toți acești bărbați drepți care au fost lângă Domnul, în clipele de bucurie sau cele de încercare, au multă întrăzneară înaintea lui, iar de faptul că Iosif, logodnicul Sfinte Fecioare Maria, care este sărbătorit în biserica noastră, în duminica după nașterea Domnului, are îndrăzneală însuși cu viosul Nicodim Aghioritul, ne învață în cartea sa războiul nevăzut. Iată cum ne îndeamnă cu viosul Nicodim Aghioritul, ca să ne rugăm dreptul lui Iosif, mai roagă zilnic pe pururea Fecioara Maria, pe Fiul ei, pe Domnul nostru Iisus Hristos și pe Cerescul lui Părinte ca să te învrednicească acestui dar, adică să-ți dea sprijin și apărător pe dreptul logotnic Iosif. Apoi aleargă la acest drept Iosif cu rugăciuni și cu mult curaj să te primească sub ocrotirea lui, căci binefacerile luate de la el de toți cei ce au avut evlavie și au alergat la dânsul, nu numai pentru trebuințele duhovnicești, ci și pentru cele trupești, mai ales să-i învăța să se roage și să gândească bine, fiindcă dacă Dumnezeu iubește atât de mult pe ceilalți ființi, căci au fost supuși și cu respect față de El, cu atât mai mult trebuie să ne închipuim că iubește pe acest merit drept și sfânt și că mult pot înaintea lui Dumnezeu rugăciunile Lui. Era în atâta cinste încât Domnul împământească-i în copilărie, îi se supunea și asculta de el ca de un tată, cum scrie Dumnezească Evanghelie, și era supus lor. Luca, capitolul 2, versetul 51. Iar în toate cele de trebuință îi slujea lui, cum cu înțelepciune arată rânduielile monahale ale Marelui Vasile, al cezarei Capadocii. Îndemnat fiind de Sfântul Cuvios Nicodima Ghioridul, am alcătuit o rugăciune în cinstea Sfinților și Drepților Iosif logotnicul Fecioare Maria și cel bun cu chip din arimatea, deci în cinstea celor doi Iosif, rugăciune pe care doresc să o rostesc acum împreună cu dumneavoastră la finalul acestui cuvânt. Așadar să spunem împreună, Drepților a lui Dumnezeu, de mare cinste vați ați învrednicit pentru virtutea viețuirii voastre, Astfel încât tu, Iosif Logodnicul, ai fost păzitorul preasfintei Fecioare, care înscute ce l-a înfășat pe pruncul Iisus. Tatului Cereslujim cu adevărat, înțeleptule Teslar, ai fost o cotitată al Fiului, cel fără de început, născut în peștera din petelem, pe care în brațele tale purtându-L te-ai sfințit și te-ai premărit. Iar tu, celălalt Iosif, cu bun chip, cel din Arimatea a ieșit din sfatul cel viclean al fariseilor, ucenic în taine al Mântuitorului fiind, l-ai pogorât împreună cu Nicodim de pe cruce, un gândul cu smirnă și cu aloie, în giulgiu de incurat, l-ați înfășurat și în mormânt nou oferit de tine, săpat în stâncă, îngropându-l, l-a spus de unde am viața a treia zi. Acest mormânt purtător de viață a devenit mai înfrumusețat decât raiul, și mai lumina decât orice cămar împărătească. Pentru toate acestea dăm slavă lui Dumnezeu, cel minunat întru sfinții săi. Așadar ne rugăm vouă, drepților Iosif Logotnicul și Iosif din Arimatea, să ne fiți ocrotitori pe calea vieții, sfătuitori în clipele de nepricepere, izbăvitori în ceasurile de primejdie, mânghietori la necaz, adăpoși hrană în grele încercări și lipsuri și să fiți pururea pentru noi rugători și mijlocitori către Hristos pe care l-ați iubit și l a slujit de plin, astfel încât, prin sprijinul și ajutorul vostru, mântuire să dobândim. Iată, iubite frate și iubite soră, Iosif cel cu bun chip din Arimatea a fost și el fariseu, însă a fost un fariseu bun. N-a hulit împotriva Duhului Sfânt, cum au hulit ceilalți cărturari și farisei, despre care menționează apostolul și evanghelistul Matei în Evanghelia sa, n-a hulit, ci l-a iubit pe Hristos și l-a slujit până la sfârșit. Iată, în tagma fariseilor și cărturarilor, pe lângă cei mulți învârtoșați, ostili Domnului, au fost și farisei care l-au iubit și l-au slujit pe Hristos. Acestor farisei buni, în frunte cu Iosif și Nicodim, să urmăm și noi, până la sfârșit, slujindu-L și iubindu-L pe Hristos, bucuria și mântuirea sufletelor noastre. Amin!